Un copil de 10 ani a fost dezbrăcat până la piele și percheziționat într-o cameră fără lumină, după ce paznicii unui hipermarket din Constanța l-au acuzat pe nedrept că a furat o jucărie de pe raft. Îl încurcaseră, de fapt, pe băiat cu un alt copil pe care l-au văzut pe camerele de supraveghere, băgând sub haine o jucărie. Și-au recunoscut greșeala, dar experiența traumatizantă prin care a trecut un copil nu poate fi ștersă. Revoltat, tatăl băiatului a mers la protecția copilului și vrea să facă plângere penală. Mi s-a dus la cunoștință că băiatul meu furase o jucărie din magazin. Așa a început o situație umilitoare pentru un tată și fiul lui de 10 ani. Agenții de pază ai unui hipermarket din Constanța l-au confundat pe camerele de supraveghere pe băiat cu un alt copil care furase o jucărie și l-au invitat pe cel mic împreună cu tatălui într-o cameră a magazinului. Au închis ușa în spatele lor, au închis lumina, au solicitat să-i dau jos pantalonii ca să vadă, să se convingă că n-au nimic. Tatăl solicitase să vadă imaginile de pe camerele de supraveghere, dar a fost refuzat. Speriat și dezbrăcat, băiatul a fost forțat să-și dovedească nevinovăția printr-o expertiză traumatizantă. Părintele a făcut plângere la protecția copilului, iar inspectorii vor sesiza poliția. În momentul în care un copil este audiat și percheziționat, chiar dacă acest lucru se face în prezența și cu acordul reprezentantului legal, minorul are dreptul la informare și la adaptarea metodelor prin care se caută găsirea soluției la situația respectivă. Altfel, întâmplarea umilitoare poate lăsa urme. În situația în care anumite perturbări la nivel emoțional persistă, este bine să consulte un ajutor de specialitate. Conducerea hipermarketului a cerut scuze familiei pentru confuzie. Susține, în schimb, că agenții de pază au acționat așa cum au fost instruiți. Din păcate, toate răspunsurile pe care le-am primit au avut ca și conținut faptul că, de fapt, eu trebuie să înțeleg că astfel de proceduri sunt normale și că se pot întâmpla oricui. Lucru pe care eu nu pot să-l înțeleg. Tatăl va face plângere penală împotriva celor care i-au supus fiul acestei experiențe umilitoare.